Criminalitatea contra patrimoniului, chiar dacă a crescut de la 42% la 47% raportat la infracțiunile sesizate, numeric a fost în scădere cu 217 fapte, adică 4%. Cel puțin asta arată datele prezentate de conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Reducerea se înregistrează pe urban. În cel rural, genul de fapte contra patrimoniului au crescut nu foarte îngrijorător, cu 100 de fapte. În structură, fapturile din locuințe se reduc, tâlhăriile cresc cu 17 fapte, nu este o creștere îngrijorătoare, însă și în cazul tâlhărilor, marea majoritate autorii au fost prinși și ce este de subliniat că nu avem fapte de tâlhărie cu violență crescută. Potrivit șefului IPJ Maramureș, marea majoritate sunt furturi de bagaje, lănțișoare și alte obiecte care nu presupun efort și violență pentru obținerea lor. În sfera infracțiunilor contra patrimoniului se mai disting și înșelăciunile, care se reduc aproape la jumătate, inclusiv cele de natură economică. Distrugerile se reduc de la 955 la 844 și la tulburările de posesie, de asemenea, infracțiunile au cunoscut o reducere. Datele poliției mai arată că după volumul criminalității raportat la populație, atât la furturi cât și la tâlhării, suntem sub media pe țară, locul 39, respectiv 34.